La tot pasul în municipiul Târgu Jiu găsim mașini parcate fie pe trotuar, fie pe spațiul verde. Scuza folosită frecvent este lipsa unui loc disponibil, dar mai degrabă vorbim de o comoditate ieșită din comun de a merge cu autoturismul cât mai aproape de destinație. În urma mai multor reclamații ajunse la redacția noastră, am mers să vedem cât de deranjantă este situația în teren. Sunt pieton și încerc să circul regulamentar. Pe strada Gheorghe Doja nu se poate pentru că mașinile, după cum vedeți, sunt parcate pe trotuar. Deși trotuarele au 2 metri lățime, pietonii sunt nevoiți să meargă pe stradă pentru că șoferii parchează pe unde doresc. Cei care merg frecvent pe această stradă susțin că autoritățile nu iau nicio măsură. Pe lângă localnicii care își țin mașinile la poartă, zilnic se găsesc alți conducători auto care să-i oblige pe pietoni să meargă pe stradă. Vedeți. Foarte greu să mergi, bineînțeles. E greu. E destul de greu. Sunt și eu șofer, știu cum e, dar totuși ar trebui să lăsăm loc să circulăm și pe trotuare. E dificil să faci slalom? E puțin. Se întâmplă să mergi pe stradă pentru că pe trotuar n-ai loc? Da, pentru că eu stau exact acolo în față și se întâmplă destul de des. De curând, municipalitatea a decis ca pe strada Victoriei mașinile să nu mai fie parcate în spic, ci paralel cu trotuarul. Măsura nu a fost primită cu brațele deschise nici de șoferi, dar nici de întreprinzătorii care au afaceri de o parte și de alta străzii.